Robert nu e în seara asta aici prezent, căci aseară ne-am întâlnit cu el la El. Am crezut că vine și astăzi, pentru că vreau să vă întreb ceva. Eu știu că tu ești cu partea artistică, niciodată, cum mi-ai și povestit, că ai dat bani, nu e mai luat înapoi, adică tu la bani, partea asta financiară, Dumnezeu cu mila. Dacă vrei ceva, îți cumperi, nu te uiți cât ai pe card, am înțeles materialul. Acum e manager, contabil, tot ce se poate cu tine sau încă mai are de lucru și te-ai lăsat pe baza unei firme sau ceva? Deci vreau să spun așa, că toată lumea are impresia că este managerul meu, că nu, este... Nu, acum că sunteți familie acolo. Da, el este un contabil foarte bun, știe foarte bine câți bani avem în casă, eu nu știu lucrul ăsta, chiar nu știu și nu mă interesează. Eu trăiesc, sunt fericită astăzi. Și dacă am avut astăzi să-mi cumpăr ceva, nu știu ce mi-am dorit eu, sau să mănânc ceva ce mi-am dorit eu, și am avut să-mi permit lucrul ăla, înseamnă că eu sunt foarte fericită. Mâine vedem ce se mai întâmplă. Cam așa sunt eu, așa funcționez. Dar într-adevăr îmi place să am siguranța aia, să știu că sunt bani acolo, știu că sunt bani acolo, dar nu mă interesează cât sunt. Dar important este tu să ai când ai nevoie de ceva să fie. Normal. Normal. Deci nu este manager, ca să specificăm, să nu avem la proces că el, dar pentru că cineva trebuie să o țină pe linia de plutire, îi dă sfaturi din astea financiare. Noi, acum mai glumim și nu știu ce, nu sunt chiar atât de aeriană, dar da, într-adevăr, nu știu câți bani avem în casă, pentru că mai mult... Mă refer de-a lungul timpului, tu lucrând, având... Pe lângă concerte, recitaluri, evenimente, ai mai avut și campanii, ai mai avut și alte, nu știu, proiecte. Și știindu-te așa, dacă... Să știi că știu câți bani am, că pentru că îți dai seama, na, cardul e cumva la mine și văd câți bani intră și mă asigur dacă a intrat de la spectacol, dacă a intrat de la ultimul eveniment. Am așa câte cât o vagă idee, adică nu te gândi că mă duc și mă arunc așa în vitrină și vreau aia. Nu, mă gândeam că nu ții contul, că nici nu știi când trebuie să vină, ce sunt topeurile, ce nu știu. Dacă aș fi vreo milionară în euro, da, nu m-aș uita clar, adică nu mă prea uit eu acum, da, păi atunci. Dar nu sunt, momentan mai am ceva până să ajung acolo. Ne ajută să se îndeplinească acest vis, să fim toți milionari cât mai curând. Băi, e suficient să fiu eu, că eu la cât de darnică sunt, oricum îmi par cu toată lumea. Mai că acum ai contabilul acasă, nu mai împari tu nimic. Nu, să știi că și Robert este genul ăla de... Adică noi, cred că și asta ne-a atras foarte mult. Sunt în genul ăla de oameni foarte buni, genul ăla de oameni, mamă, dacă tu mi-ai spus mie că ai o problemă, deci suntem primii care gata, haide să ajutăm, să fie ok, să nu știu ce. Nu vreau să sunt genul ăla de persoană care să spun nu. De ceva timp am început să învăț să spun nu la ceea ce nu-mi convine și încerc să învăț din greșeli, că știi, dacă nu vezi din greșeli, apoi e cam rău, te numești altfel.